Încă 136 de locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde de asemenea se pregătesc 7 cursuri de formare profesională. Persoanele interesate au la dispoziție 119 locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. În ceea ce privește oferta de locuri de muncă vacante din județul nostru, astăzi 10 septembrie, există un număr total de 136 de locuri de muncă declarate vacante, după cum urmează. Administrator imobile 1 loc, agent de securitate 5, asistent manager 1, ajutor ospătar 12, ajutor de bucătar 3, bucătar șef 1, consilier juridic 1 loc, coafor 2, cameristă 1, dispecer 5, dulgher 8, economist 1 loc, electrician 2 locuri, expeditor internațional 1, femeie de serviciu 6, fierar betonist 4, faianțar 1 loc, finisori interioare 7, frizer 2 locuri, instalator sanitar 3, îngrijitor spații verzi 1, lăcătuș mecanic 1, menajer 1 loc, muștone calificată în construcție 1 loc, muștone calificată în alte domenii de activitate 11, operator fabricare hârtie 6, ospătar 7, pizar 10, pregătitor suprafețe 2, șofer 12, sudor 1 loc, supraveghetor hotel 1 loc, zugrav 1 loc, zidar 10 locuri, tâmplar 1 loc, tinichigiu auto 1 loc, vânzător 1 loc și 1 loc de vopsitor auto. De asemenea, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pregătește cursuri de formare profesională. AJOFM, împreună cu organizația EURS România, pune la dispoziția tuturor persoanelor interesate un număr de 612 locuri de muncă în străinătate. În Germania sunt 389 de oferte, tăietor carne și lucrător în producție, vopsitor industrial, sudor carbon sau oțel inoxidabil, sudor în aluminiu, muncitor în construcții de acoperișuri, măcelar, șofer camion, șofer profesionist camion, mașină de mare tonaj pe distanțe lungi, lucrător în depozit și stivuitorist. În Spania există 69 de oferte, 69 de locuri de muncă, șofer transport internațional, inginer IT și cercetător științific. În Italia există 45 de locuri de muncă în construcții, diverse meserii. În Norvegia există 43 de locuri de muncă, manicurist, instalator, sudor, instalator ventilație, medic, mecanic auto, tâmplar, tinichigiu auto, mecanic, motociclete și zidar. În Olanda există 26 de locuri de muncă vacante, culegător flori, legumicultor, lucrător în fermă de animale și culegător într-o fermă de ciuperci. În Danemarca există 12 locuri de muncă, director de marketing, specialist IT și muncitor în producție, manipulant mărfuri. În Austria există 11 locuri de muncă, lucrători în producție și ingineri mașini unelte. În Irlanda sunt 10 locuri de muncă, șofer camion greu de transport marfă și mai există 7 locuri de muncă în Polonia, operator la strunguri cu comandă numerică, lăcătuș, sudor, strungar și șlefuitor. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă, cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta, Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.